Bună și bine m-a regăsit! Se pare că ne este dat să ne întâlnim la zi de sărbătoare, dar fiind faptul că ultima oară a fost pe 1 decembrie. Așa că am zis să continui cumva în același ritm și să îmi aleg din nou câteva întrebări la care să răspund, întrebări care țin de această perioadă. Și o să încep cu prima, care mă întreabă ce mă determină să consider această perioadă ca fiind una specială. Pentru mine este mai mult decât specială, este cea mai frumoasă perioadă din tot anul. Cred că are foarte mare legătură cu toate amintirile pe care le am din copilărie. Cred că am ajuns la vârsta la care prețuiesc destul de mult acele lucruri și mă umplu așa de energie pozitivă și de nostalgie în momentul în care îmi reamintesc toate lucrurile pe care le făceam în copilărie cu ocazia acestor sărbători. Așa că n-ar avea cum să nu fie frumos. Pe lângă asta, cred că e frumos tot ceea ce înseamnă și maniera în care ne prezentăm, chiar și această împodobire a orașului, a caselor, creează o atmosferă frumoasă așa de poveste. Și dat fiind faptul că este singura perioadă din an în care se întâmplă asta, clar o face să fie specială. Nu aș avea alte cuvinte și la cum simt eu lucrurile, cred că așa voi rămâne pentru tot restul vieții. Voi considera luna decembrie cea mai frumoasă perioadă din an, mai ales dacă și ninge și din fericire totuși anul ăsta a fost ok, adică spre deosebire de anii trecuți în care aveam un decembrie verde, anul acesta a nins. Ceea ce a făcut să fie și mai frumos și sper să ningă în continuare și în aceste zile ca să fie și mai frumos. Cea de-a doua întrebare are destul de multă legătură, cel puțin pentru mine, cu prima, pentru că mă întreabă cum ar arăta locul ideal în care să-mi petrec vacanța de iarnă. Cu zăpadă. Să aibă zăpadă. Și per total să însemne așa o atmosferă caldă, prietenoasă, să mă facă să mă simt confortabil, dacă vreți, să fie liniștită. Cred că înseamnă foarte mult, adică această perioadă, cel puțin pentru mine, înseamnă foarte mult liniște, așa, o stare de-asta așezată, aș spune, în care să mă simt bine cu mine și cu cei din jurul meu. Așa că, indiferent unde ar fi locul acela, adică nu am undeva pe hartă unde să arăt, oriunde ar fi, dacă ar fi toate aceste lucruri la oaltă, ar fi perfect. Întrebarea 3. Cel mai frumos moment trăit de sărbători. Ne întoarcem din nou la copilărie și la tot ce a însemnat ea în această perioadă, pentru că, drept să vă spun, acum de când am crescut, nu prea aș mai putea spune că am timp să mă bucur foarte mult de această perioadă, astfel încât să creez și să trăiesc niște momente pe care să le rețin așa ca fiind amintiri extraordinar de frumoase. Dar tot ceea ce însemna copilăria și amenințările că nu va veni Moș Crăciun dacă nu vei purta 3 perechi de șosete în picioare, că nu va veni Moș Crăciun dacă nu îți vei băga loverul de lână care te mănâncă în ultima oală, adică toate lucrurile acestea acum pentru mine un farmec aparte și cred că frumusețea acestor amintiri pe care le am este dată fix de aceste lucruri. Acum timpul este atât de grăbit încât nu mai îmi permite să mă bucur de toate aceste lucruri și, după cum vedeți, acela este singurul meu brad. Vi l-am arătat și pe Insta Stories, dacă mă urmăriți pe Instagram, și să știți că încă are eticheta, nu i-am dat-o jos. Poate că îl duc înapoi după sărbători, glumesc, dar n-am avut timp. Am un brad foarte mare, dar n-am simțit să-l împodobesc. Nici n-am avut ornamentele pe care mi le doream, n-am avut timp să umblu după altele și am preferat să-l las în cutie, așa că mă descurc cu el. Nici nu voi fi acasă de sărbători și n-am simțit, adică am considerat că nu m-a lipsit foarte tare faptul că el lipsește, el bradu, așa că da, anul acesta nu am făcut foarte mult în acest sens. Poate anul viitor mă va prinde mai bine pregătit. Cea de-a patra întrebare este ce fel de brad folosești, adică natural sau artificial, și când îl împodobești.
Folosesc brad artificial de foarte mulți ani, cred mult mai mult în ideea de brad artificial din mai multe motive, cred că le cunoaștem cu toții. Cred că este important să ținem conști de aceste aspecte și să ne gândim puțin și la natură, să lăsăm mofturile noastre deoparte de a ne mirosi casa brad, pentru că putem să o facem și cu ajutorul unei singure crenguțe și să încercăm să ținem mai mult la natură decât la mofturile noastre. Am un brad foarte mare, foarte frumos, foarte bogat, bine luat din Jumbo în urmă cu nu știu câțiva ani și mă așteaptă în cutie cu minte. Anul ăsta nu se supără că nu-l scot de acolo, adică este ok, mă înțelege, dar chiar cred că este mult mai ok să folosim brazi artificiali. Iar cea de-a doua parte a întrebării era când obișnuiesc să-l împodobesc. Dacă l-aș împodobi și anul acesta, cu siguranță o făceam la 1 decembrie. Adică am pășit în decembrie, păi pun și obradul în funcțiune. Pentru că vreau să am timp să mă bucur de el, dacă tot mă chinui să-l împodobesc. Nu am agreat niciodată ideea aceea cu a fi împodobit în ajunul Crăciunului. Știu că există această tradiție în unele părți, dar mie mi se pare prea puțin. Adică dacă tot îl pun și tot îl împodobesc, să am timp să mă bucur de el. Și în general îl țineam undeva până după Sfântul Ion, adică să treacă toate, să petrecem toate sărbătorile împreună. Întrebarea 5. Dacă ar fi să spui o singură dorință, care ar fi aceea? Dacă ar fi să îmi pun o singură dorință, aceea ar fi să îmi îndeplinesc toate dorințele pe care le am. Pentru că am așa câteva lucruri pe care mi-am propus pentru anul viitor și mi-ar plăcea foarte tare să mă țin de ele și atunci dorința mea este să mă țin de obiectivul acesta de a-mi îndeplini celelalte dorințe. Întrebarea 6. Te-ai pozat vreodată cu Moș Crăciun? Nu cred că m-am pozat, cel puțin când eram mică, sigur, nu pentru că nu exista acest lucru pe la noi, adică nu ne vizita moșul la propriu, ne vizita așa, lăsându-ne sub braț ceva, dar nu apucam să-l vedem niciodată. Dar am o poză cu moșul, însă sub o altă formă, în sensul că ea arată așa, iar în poză eu nu sunt. Poate o să credeți că sunt fetița aceea cu pantofiul râței, nu sunt ea. Pentru că sunt moș. Da. Da, deci într-un an am făcut pe Moș Crăciun la grădinița nepoatei mele. Și asta pentru că toți tăticii pe care îi avea acea grădiniță s-au dat loviți și răniți. În sensul că unul cea care de tăia porcul, altul care de făcut jumările, ceva avea fiecare de făcut și nu au vreme să se prezinte la datorie. Și eu, ca o mătușă responsabilă ce sunt și am fost dintotdeauna, am zis ok, bine, ce poate să fie atât de greu? Ne luând în calcul, evident, faptul că, ce să vezi, eram o puștoaică, nu mai știu, cred că eram în clasa 12-a. Bine, nici acum, adică nici dacă erau la o distanță de 10 ani, nu m-ar fi ajutat în vreun fel, dar totuși vocea mea, oricât m-aș chinui eu, nu prea mă ajută să fiu Moș Crăciun și nici nu prea știu să joc foarte bine teatru, astfel încât să-mi fabric o voce de Moș Crăciun, de unde a rezultat un moș cam mut, în sensul că n-am fost în stare să vorbesc foarte mult, pentru că era clar că mă voi da de gol și acei copii ar fi fost foarte dezamăgiți să constate că sub acele veșminte era o puștoaică și nu era un moș. Altfel m-am pregătit foarte bine, să știți. Am avut grijă ca pe sub costumul Moș Crăciun să pun șuba lui tata, pantofii lui, ghetele lui și tot ce se mai putea pentru a părea un pic mai mare. Altfel eu nu prea am fost așa mare niciodată, adică nu prea am avut de la natură. Din fericire, acum nu înțelegeți că mă plâng, din fericire pentru mine că toată viața am putut să mănânc orice fără să se vadă foarte tare lucrul acesta și era cam greu să mă prefac a fi mare, așa că a trebuit să construiesc din material mult. Până la urmă aici tot ei au fost un pic copii și așa dezamăgiți că Moș Crăciun nu prea a vorbit cu ei, dar zic că mai bine așa dezamăgiți sau să creadă arogant pe Moș Crăciun decât să le fi dezvăluit secretul vorbind.
Întrebarea 7. De când începe să te cuprindă febra sărbătorilor? De la 1 decembrie. Deci pentru mine toată luna decembrie înseamnă sărbătoare și înseamnă intrat în atmosfera de sărbătoare, așa că cumpășim în decembrie, gata, pentru mine au venit sărbătorile de iarnă. Repet, cumva nu mai îmi permit să mă bucur la fel de tare sau nu mai am timp în care să mă bucur de aceste lucruri și mi-amintesc, spre exemplu, când eram studentă, că mă chinuiam din octombrie, mă apucam să cumpăr cât un cadou, așa ca să reușesc să am în decembrie cadouri pentru toată lumea, mai ales că am și eu o familie destul de numeroasă. Așa că evident că atunci aveam timp să mă bucur altfel și să trăiesc toate aceste momente. Acum totul este așa pe grabă, dar în continuare pentru mine întotdeauna sărbătorile de iarnă încep la 1 decembrie. Dacă ar fi să alegi să faci parte din distribuția unui film de Crăciun, care ar fi acela? Până în urmă cu câțiva ani eram destul de încântată de ideea aceasta de filme de sărbătoare, filme de Crăciun, le cam urmăream, îmi cam plăceau. Ceva s-a schimbat la mine în ultimii 2 ani, cred, pentru că nu prea am mai urmărit și nici prin urmare nici mai am favorite, iar ce am urmărit în urmă cu mulți ani nici nu le mai țin minte. Dar dacă vreți să vă spun ceva ce s-ar putea să fie un șoc, n-am văzut niciodată Singur acasă. Niciodată. Știu că este dat, cred că, din 90 în fiecare an pe ProTV, dar niciodată nu l-am văzut. Niciodată. Și nici nu cred că o să-l văd vreodată, pentru că atâta aud despre el, n-am habar despre ce. Ori, mă rog, știu că este un copil care rămâne singur acasă, nu știu, îl lasă niște părinți responsabili singur acasă, așa am înțeles. Dar n-am nicio curiozitate să-l văd și cred că o să fiu singura persoană de pe planeta asta care o să moară fără să vadă acel film. Dar sunt ok, adică nu o să mor mai devreme din cauza asta, în niciun caz. Dacă ar fi să alegi un singur cuvânt care să-ți definească anul acesta, care ar fi acela? Deci anul este acesta și cuvântul care ar fi acela. Cred că plin. Cred că am avut parte de toate în acest an și ăsta ar fi cuvântul plin. Plin cu de toate. La fel ca așa orb. Iar ultima întrebare, care sunt rezoluțiile tale pentru anul viitor? Apoi se putea încheia altfel decât astfel, pentru că știm cu toții că nu există persoană care să nu aibă niște obiective pe care să și le propună acum la sfârșit de an pentru anul viitor. Evident că mare parte nimeni nu se ține de ele, dar este interesant și sună așa bine să ne propunem niște lucruri, mai ales atunci când le numim rezoluții, pentru că sună și bine. În mod ciudat, pentru prima oară în viață am și eu așa ceva. Nu credeam că voi trăi ziua în care să îmi propun lucruri pentru anul viitor, pentru că eu, în general, nu sunt omul care să-mi fac planuri și care să-mi proiectez așa anumite lucruri. Dar, din nou, cred că vârsta spune cuvântul și ceva din mine mă determină să-mi stabilesc așa niște priorități. Și prima dintre ele ar fi să am mai multă grijă de mine. Și când mă exprim astfel, nu mă refer la a mă da cu multe creme sau a mă da cu multe alte smacuri de-astea care să mă ajute un fel din acest punct de vedere, ci să am grijă de mine într-o manieră mult mai importantă, zic eu, începând cu mintea mea. Adică mi-aș dori foarte tare să reușesc anul viitor să mă apuc de niște cursuri. Încă nu sunt foarte hotărâtă în ce direcție. Adică am niște idei, acum vă imaginați că mă apuc de cursuri de mecanică. Clar, mă voi duce într-o direcție care să-mi placă și să mă intereseze într-o oarecare măsură, dar încă nu sunt foarte hotărâtă. Dar ar fi o variantă, spre exemplu, să încerc să-mi aprofundez cunoștințele de limba spaniolă, limbă pe care o plac foarte tare și cred că, adică m-am ajuns la concluzia că este păcat să nu profit de lucrul acesta. Dacă simt că îmi place un lucru, să nu încerc să-l învăț mai bine, pentru că în momentul în care îți place un lucru, îl înveți mult mai ușor. Și, spre exemplu, acesta ar putea fi un curs pe care eu mi-aș dori să-l fac în anul următor.
Dar nu este obligatoriu să fie acesta. Însă îmi doresc foarte tare să am mai multă grijă de mine, să încerc să învăț lucruri noi. Am avut o perioadă în care am simțit că n-am făcut mare lucru pentru mine și cred că este momentul să mă reapuc de treabă din acest punct de vedere. Mi-aș dori, nu mai am mult, până la 30 de ani, și mi-aș dori să simt când voi ajunge la acea vârstă că știu niște lucruri și că sunt în stare de anumite lucruri, de mai mult decât mă simt în stare în momentul acesta. Și nu numai asta, adică nu doar acest curs mi-am propus să-l fac, însă îmi propun să fac mult mai multe lucruri pentru mine și pentru mintea mea, în primul rând, pentru că cred că este foarte important și cred că este cea mai mare bogăție pe care o poți avea, pe care ți-o poți dezvolta și pe care în principiu nu prea ți-o poate lua nimeni decât, acum Doamne ferește, vorbim despre vreun lucru tragic care ți s-ar putea întâmpla, dar nu ne ducem în direcția aceea și sperăm să fim bine și să reușim să acumulăm informații care să ne ajută și să ne rămână acolo pentru multă vreme de acum înainte. Și, în principiu, ca să meargă aceste lucruri, ar trebui să devin o persoană mai organizată, ceea ce iar este foarte dificil cu mine. Eu, cea care iubesc agendele și plenerele, nu sunt o persoană organizată, pentru că eu le iubesc pe ele, nu iubesc ideea lor, adică ceea ce reprezintă ele. Însă încerc pe cât posibil să mă organizez mai mult, tocmai pentru că mi-am dat seama că fără această organizare nu prea reușesc să fac ceea ce mi-aș dori să fac, și anume să mă dezvolt pe mine. Și mi-ar plăcea foarte mult să mă îndrept mai mult spre blog, să reîncep să scriu acolo mai des și mai mult. Multe întrebări m-ați întrebat de ce nu mai scriu. Am primit și mesaje drăguțe de ale voastre în care considerați că totuși am un oarecare talent în acest sens și este păcat că nu îl dezvolt, că nu îl înfloresc. Ideea este că eu scriu greu. Nu sunt genul spontan și nici nu prea am inspirație dacă nu îmi dai de treabă. Nu reușesc foarte bine să mă mobilizez. Dacă îmi dai ceva de făcut, scrie despre asta, ți-o fac, n-am nicio problemă. Imediat mă pun pe treabă și reușesc să scot ceva. Dar dacă e să vină doar de la mine, îmi vin foarte greu ideile și scriu greu. Și nu zic asta în sensul ca aș fi modestă, pentru că și eu cred într-o oarecare măsură că am acolo un minim talent în a scrie ceva, dar nu scriu ușor lucrurile acelea pe care le vedeți voi. În principiu, am o zi în care scriu în proporție de 80% articolul și trebuie să las cel puțin o zi să treacă peste acele rânduri, să le reiau și în momentul acela să mă corectez. Și asta vă sfătuiesc și pe voi dacă aveți un blog, să nu scrieți un articol și să-l postați imediat. Întotdeauna, dacă îl veți reciti peste o zi, două, veți constata că sunt lucruri pe care le-ați putea îmbunătăți. În mod paradoxal, deși am dedicat mult mai mult timp YouTube-ului în ultimii ani, cred că dacă aș avea ocazia să o iau de la zero, m-aș opri mult mai mult asupra blogului sau poate m-aș opri doar asupra unui vlog. Vă urez un Crăciun fericit și un an nou plin de bucurii și aș mai avea o rugăminte la voi înainte de a încheia. Dacă cumva în luna decembrie ai simțit nevoia să ajuți un copil, un bătrân, o familie nevoiașă, să nu lași ca odată cu luna decembrie să treacă și spiritul tău altruist și să consider că următoarea faptă bună o vei mai face la anul decembrie, când trebuie să fii mai bun pentru că vine Moș Crăciun. Să nu uiți că acei oameni au nevoie să trăiască și în celelalte 11 luni și să încerci să le rămâi alături cu puținul ăla pe care îl poți oferi tu, pentru că acel puțin s-ar putea să însemne enorm pentru ei. Vă mulțumesc tare mult pentru tot și vă doresc numai bine. La revedere!